Să citesc din Luca, capitolul 16, un pasaj pe care îl cunoaștem foarte bine fiecare dintre noi și care spune în felul următor. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar plin de bube și dorea mult să se sature cu firmiturile care cădeau de la masa bogatului și până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat. Părinte Avrame, fieți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiul ei a răspuns Avram. A adus aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile Bune, și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mânghiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpaste mare. Așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi, sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te, dar părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am cinci frați și să le adevărească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți se vor pocăi. Și Avram a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Dragii mei, în acest eveniment este imposibil pentru noi să nu ne gândim la ceea ce este dincolo de moarte. Dacă este ceva dincolo de moarte și ce este dincolo de moarte. Acum noi știm foarte clar, cred că toți care suntem aici, Biblia ne spune uh, că există viață după moarte, există eternitate și că sunt doar două locuri în care se duc oamenii. Și aș vrea să spun câteva cuvinte despre aceste două locuri, în special despre acela pe care ar trebui să le evităm fiecare dintre noi. Că de asta ne-a lăsat Dumnezeu cuvintele acestea în Sfânta Scriptură. Fiecare dintre noi am auzit cuvântul iad, dar există așa de multe uh, glume, poante, uh, tot felul de lucruri pe care oamenii le spun despre iad, Astfel încât seriozitatea pe care omul ar trebui să o aibă atunci când pomenește cuvântul acesta, în mare parte a dispărit, dispărut și conștiințele oamenilor s-au ajuns să fie neafectate de adevărul despre iad. Uh, niciunul dintre noi nu am căutat o soluție dacă nu vedem o problemă. Nu te duci la doctor decât în general, decât dacă te doare ceva, dacă te deranjează ceva. Exact așa este și cu problema iadului. Uh, noi nu putem să ascultăm. Evanghelia Domnului Isus, despre jertfa Domnului Isus, despre mântuirea Lui, dacă nu vedem care e problema noastră, dacă nu vedem destinul nostru fatal. Și vă spun sincer, mie nu mi face plăcere să vorbesc despre Iad, dar trebuie să vorbim despre El, pentru că este o realitate. O realitate pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o în uh, Cuvântul Lui. Și dacă n-aș prezenta pericolul ăsta al Iadului, nu aș arăta dragoste față de dumneavoastră, nu? Dacă mi-aș lăsa copilașii uh, să iasă în stradă și să dea mașinile în, în ei, nu le-aș arăta dragoste. Le vorbesc copiilor mei despre pericole pentru că iubesc și pentru că vreau ca copiii mei să fie atenți și să fie feriți de acele pericole. Plus că sunt sigur că fiecare dintre noi am vrea să fim, să ajungem cândva lângă cei dragi ai noștri care au trecut în veșnicie. Dar ca să ajung, nu? Să ajung unde este sora acum, unde noi credem că este sora noastră acum, eu trebuie să știu pe ce drum a mers ea ca a ajuns acolo. Simpla mea dorință de a fi acolo unde sunt cei dragi ai mei nu mă poate ajuta la prea mult. Trebuie să știu cum a ajuns ea acolo. Și despre asta ne vorbește Cuvântul lui Dumnezeu uh, foarte clar. De fapt, vorbim despre el ca să nu ajungem acolo. Pe scurt, de asta vorbim. Vorbim despre el ca să nu ajungem acolo, pentru că Biblia ne spune cum să nu ajungem acolo. Dar uh, aseară, în timp ce mă gândeam la ceea ce aș dori să vă spun astăzi, m-am gândit, domnule, de ce? De ce a făcut Dumnezeu iadul? De ce a dat Dumnezeu o să atâta de cruntă oamenilor? Nu vi se pare exagerată? Discuteam chiar un frate dimineața asta. Parcă este noi oamenii care suntem așa de condiționați de suferință și de durere și așa de afectați de sentimentele noastre, parcă ceva în noi se răzvrătește. Domnule, nu-i prea aspră pedeapsa asta. Și aș vrea să vă spun care e logica existenței acestui loc. Când omul cere sau când omul pretinde și vrea să trăiască fără Dumnezeu, omul pretinde și cere ca să piardă tot ce a avut mai bun, pentru că tot ce este bun este de la Dumnezeu. Și atunci dacă toată viața strigi la Dumnezeu, poate nu strigi cu gura mare, dar în tine îi răbufnirea asta, cazanul ăsta care îi clocotește, spui, domnule, eu nu vreau să știu de Dumnezeu, de Biblie, de religie, hai că mai ascult câte o predică la o mormântare, dar este, nu mă duc, eu nu mă interesează pe mine. Iadul este exact rezultatul final a ce ai vrut toată viața. Ai vrut toată viața fără Dumnezeu? Dumnezeu te lasă fără El. Ai vrut toată viața fără mântuiții Lui, fără credincioși? Într-o zi vei fi pentru totdeauna fără ei. Iadul este rezultatul final a ceea ce omul și-a dorit. Nu toți oameni. O parte dintre ei. Ceea ce și-au dorit ei toată viața. Să fie fără Dumnezeu. Să nu se bage Dumnezeu în viața lor. Să nu le spună Dumnezeu cum să-și facă ei uh, lucrurile. Da? Și atunci când nu există Dumnezeu, nu mai există nimic care e bun, care e frumos, care-i plăcut. Și atunci când nu există nimic bun, frumos și plăcut, ce rămâne? Dacă nu ai fericirea care e cu Dumnezeu, ai chinul. Păi ce să fie în dacă nu-i Dumnezeu? Dumnezeu este sursa fericirii. Nu-L ai pe Dumnezeu sursa fericirii, ai chin. Dumnezeu este sursa a tot, tot ce este frumos și bun. Nu ai pe Dumnezeu, ai numai rău și numai ce este urât. Dumnezeu este lumină din lumină. Dumnezeu este lumina desăvârșită, o lumină de care nimeni nu se poate apropia. Dacă nu vrei lumina, ai întunericul. De asta spun că iadul este rezultatul direct a ceea ce omul și-a și -a dorit. Da? Uh, și vorbim despre lucrul acesta ca să înțelegem cât de grav este înaintea lui Dumnezeu să păcătuim împotriva Lui. Și în uh, istoria asta pe care Domnul Isus a spus-o, și vedeți, la istorie și copiii sunt sensibili. Dacă îi spui copiilor o poveste, ei imediat ciulește urechile. Și de asta Domnul Iisus Hristos anumite adevăruri importante din Biblie, ni le-a spus sub formă de istorii, de experiențe. Unii dintre ele fie sunt pilde, unii sunt experiențe adevărate. Uh, ce învățăm din pasajul acesta? Câteva adevăruri fundamentale despre locul ăla. Să știți, iadul nu este un loc în care Dumnezeu trimite oamenii la discreție. Deci el Dumnezeu nu zice, tu un iad, tu un rai, tu un iad, tu un rai. De ce? Așa am vrut eu. Nu. No. Dumnezeu este drept. Să nu proiectăm niciodată asupra lui Dumnezeu asemenea idee. Ascultați, de ce spun lucrul să Zice așa, era un om bogat. Crezi că e o problemă? Cu oamenii bogați? Vă spun, ascultați, nu există nicio problemă în bogăție. Niciuna. Pentru că bogățiile sunt de la Dumnezeu, Domnul nu le de satana. Mai sunt unii oameni care spun, A, păi satana eu, dar nu ți de satana. Satana nu-ți caută binele tău. Bogățiile vin de la Dumnezeu. Și o să demonstrez lucrul ăsta și mai încolo. Și zice așa, se îmbrăca în porfiră și în subțire, în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Care e problema cu omul ăsta? Că aparent zici, mă, ce baie are că omul o ducea bine? Ce să facă dacă avea bogății? Problema lui era că era obsedat, era preocupat doar de bogățiile astea. Dumnezeu nu are nicio problemă cu noi, că noi ne-am schimbat sigla de pe casă. Și vezi pe Dumnezeu supărat în cer. Ah, ăsta și-a schimbat sigla, și-a făcut gardul și-a cumpărat alta mașină. N-are Dumnezeu probleme cu astea. N-are Dumnezeu probleme că ți s-a făcut ție porumbul și ți-a ieșit dublu decât anul trecut. Păi nu el s-a dat ploaie. N-are Dumnezeu problemă cu lucrurile astea. Problema omului este că omul este obsedat de lucrurile astea și nu mai are timp de sufletul lui. Nu mai are timp de Dumnezeu. Nu mai are timp să ridice capul de la greu, de la porumb, de la sămănătoare, sus la Dumnezeu și să zică de unde vin toate lucrurile astea. Oare ce vrea Dumnezeu de la mine? Asta este problema. Deci problema acestui om este că avea căutări care erau pur materialiste. El nu căuta nimic decât ce se poate vedea, atinge, pipăi, mânca, mirosi și așa mai departe. Pur materialist. Și a doua problema lui, ascultați-o, la ușa lui, deci nu putea să zică că nu-l vede, era la ușa lui, zăcea. Nu se plimba, venea din când în când. Nu l-am prins, Doamne, pe Lazar să-l văd că e nenorocit. Nu, zăcea acolo. Era handicapat un sărac numit Lazar plin de bube. Și ce să-i facă bogatul? Ia auzit ce trebuia să-i facă. Dorea mult să se sature cu firmiturile care cădeau de la masa bogatului. Până și câinii veneau și lingeau bubele. Auziți, câinii, câinii erau mai sensibili decât bogatul. Câinii lingeau acestui uh, sărac, îi lingeau bubele. Bogatul nu avea Săracul nu vrea decât niște firmituri. Ce să vrea? Niște firmituri să-și stâmpere foamea. Atât vrea. Și bogatul ajunge la o stare de cruzime încât trece în fiecare zi pe lângă el și nici nu-l mai vede. Parcă e un obiect de decor acolo. Ca și cum ți-ai planta un pom la poartă, așa era acum săracul pentru bogat. Domnul știa că ăla stă acolo. Nu mai avea nicio, nicio, nicio reacție sentimentală, emoțională a conștiinței față de nenorocitul ăla. Asta este problema omului. Sunt două probleme pe care le au oamenii. Doar două, să știți. Noi discutăm despre multe păcate și sunt multe, dar sunt două, pot fi categorisite în două. Unu, cum reacționăm față de Dumnezeu și doi, cum reacționăm față de oameni. Când te uiți la El, în ce privește relația Lui cu Dumnezeu, cu unii zic, dar nu zice nimic am în textul ăsta de Dumnezeu. Știi de ce nu zice nimica? Chiar era absent total Dumnezeu din viața Lui. Ce să zică despre El? Și al doilea lucru, în relația Lui cu oameni era total dezinteresat de o cruzime diabolică. Să vezi un nenorocit, să nu te să nu te coste nimic, să-i dai niște fărmituri, să-i arunci o bucată de pâine. Și nu i-a dat. Așadar, iadul pentru omul ăsta a fost o consecință a vieții sale pământești. N-a vrut pe Dumnezeu, n-a vrut pe credincioși, nu -a, n a avut parte de ei. Da? Al doilea lucru, spune Biblia aici, cu vremea săracul a murit. Că așa se întâmplă în viață, nu? Când mor oamenii, cu vremea. Cu vremea au murit și ălea, cu vremea au murit și celălalt. Și au zis, bogatul cât era el de bogat, zice, a murit și bogatul și l-au îngropat. Dar despre sărac zice așa, cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Avram era părintele evreilor și folosește limbajul acesta pentru a spune că s-a dus în fericire, s-a dus în sânul lui Avram. Da? Și asta zice, a murit și l-au îngropat, s-a terminat la groapă totul. Ăsta este un adevăr pe care noi ne-l aducem aminte de fiecare dată la orice mormântare. Că atunci când ai murit, s-a terminat totul. Absolut totul. Casa nu mai este a ta, mașina nu mai este a ta, banii tăi nu mai sunt a tăi, pământurile tale nu mai sunt a tale, nu mai nimic a tău. Totul s-a terminat. Și în versetul 22, zice, 23 zice, pe când era el în locuința morților? Vă întreb pe dumneavoastră, când citești pasajul ăsta, când crezi că a avuns în locuința morților? În chinuri, zice, pe când era în locuința morților în chinuri? Păi versetele vin unul după altul, zice, a murit și bogatul și l-au îngropat și următoarea scenă l arată pe omul ăsta în chinuri. Îl arată în chinuri. N-a făcut niciun fel de călătorie pe undeva prin spațiu ca să ajungă în iad, în locuința morților. Nu. A ajuns direct acolo. Nu a ajuns la balanță. Știți că auzim noi povestile alea că te duci înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu pune la balanță faptele bune, faptele rele. N-a ajuns la balanță. Plonja direct în chinuri. Plonja direct în chinuri. N-a ajuns la nicio vamă. Că zic oamenii, a, că treci și până ajungi durează. Nu. Zice, la un gropat? Și în secunda următoare, omul ăsta e în chinuri. Asta spune Biblia. Nu există nicăieri în Biblie ideea unui traseu pe care merg oamenii. Da? Locul ăsta de chin urmează imediat după moarte. Dar o veste bună este că ăsta nu e singurul loc în care se duc oamenii. Că știți cum e dacă. Noi am zice, a, să domnule, că toată lumea se duce acolo. Păi ce voi unul bun dintre noi? Atunci dăm toți așa într-un fel de fatalism din ăsta și zicem, nu n-are rost să complici, că n-a avunge nimeni acolo. Ei, dar ilust... povestea aceasta, experiența aceasta ne arată că oamenii se duc în ambele locuri. Unii se duc în fericire, unii se duc în chin. Așadar, dacă oamenii se pot duce în ambele locuri, eu cred că pentru noi toți care suntem, din câte observ eu, oameni cu mintea la cap. Pentru noi toți ar fi de interes să știm cum să nu mă duc în locul de chin și să mă duc în locul ăsta de fericire, da? Și e, e foarte interesant că în locul acesta, spune în versetul 23, pe când era el în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și a auzit pe cine a mai văzut el, pe Lazar în sânul lui. Îl cunoștea, știa de săracul ăsta care stătea la poarta lui, că este acum în fericire. Deci în locul acesta de chin, oamenii sunt într-o stare de conștiință maximă. Ei știu unde se află. Ei știu că există un alt loc. Că știți cum e dacă oamenii s-ar duce în iad, și n-ar ști că există și un alt loc, ar zice, asta e, toți oamenii ajung aici. Dar nu, în locul ăla de chinci, știți ce va chinui pe oameni? Că știți să tot felul de imagini din asta cu oamenii chinuiți în flăcări, cu cazane de smoală, în care dracii cu furcile lor îi învârt pe ăștia ca pe rotisor acolo și așa mai departe. În Biblia nu spune așa ceva, da? Să știți, nicăieri în Biblie nu găsești imagini din asta. Nu există chinul cel mai cumplit în locul ăla știți care va fi chinul conștiinței. Când omul vede că este un loc de fericire și el nu este acolo. Când omul vede pe cunoscuți de-a lui că sunt acolo sau știe lucrul ăsta și el nu este acolo. Da? Este un loc de conștiință maxim. Este un loc de chin. Zice aici așa. Și aseară, pentru cei care ați fost aici, am încercat să subliniez adevărul ăsta din Scriptură. Zice, pe când era în locuința morților în chinuri. În ea nu-i muzică și acordeoane. În iad nu e un mare banchet pe care îl dă Satana, băi, bine ați venit aici. Nu. În iad nu sunt unii care să chinuie pe alții la cazane, unii pun pe foc sau lucruri din asta. Nu. În iad nu e muzică. Nu e sărbătoare. Nu este nicio sărbătoare unde nu e Dumnezeu. Nu există sărbătoare. În schimb, când te uiți în Apocalipsa, în scenele finale de la finalul omenirii, vei vedea în cer este sărbătoare. Da, în cer este muzică. În cer este fericire. În iad nu este. Zice, pe când era în chinuri. Atât este acolo. În tuneric. Și chin. Asta spune Sfânta Scriptură aici. Dar știți ce mi s-a părut foarte intrigant, intrigant în experiența acestui om, modul în care el s -a adesează la Avram. Da? Zice aici, în versetul 24, a strigat din chinuri: Părinte Avrame, fieți milă de mine! Știți cum îi răspunde Avram? Fiule i-a răspuns Avram. Deci Avram îl cunoaște pe el? Și el îl cunoaște pe Avram. Avram este strămoșul evreilor, era strămoșul evreilor de mii de ani. Și orice evreu era onorat când rostea numele lui Avram. Vorbea de părinților, părintele nostru Avram, Isaac și Iacov. Cam cum vorbim noi de Decebal și de Traian. Nu cu aceeași atașament, pentru că ei aveau un atașament deosebit, pentru că cu Avram Dumnezeu a făcut un legământ de care beneficiau ei toți, aveau o țară bogată și așa mai departe. Vezi, Avram îl cunoștea, el îl cunoștea pe Avram. Putea să se laude cu Avram. Dacă, dacă bogatul ăsta ar fi fost român, ști, știți cum l-ai fi auzit vorbind? Eu sunt fiul lui Avram. Eu sunt evreu de 3000 de ani. E imposibil să mă duc eu în iad. Păi ce, eu nu s cred Păi eu știu legea, eu știu proroce. Măi nu -mi spune mie treburi din astea. Și a ajuns în chinuri. Așa sunt mulți oameni astăzi, care nici nu-și imaginează că ei ar putea să ajungă acolo. Nu, nu ei. De ce? Pentru că își pun încrederea în altcineva. Am eu pe cineva înaintea mea. Sigur Dumnezeu o să țină de cont de el ca să mă rezolve pe mine. Nu se poate. Uitați-vă în locul acesta, Avram îl cunoștea, îi răspunde, dar nu-l putea ajuta cu absolut nimic. Și ăsta e un lucru important de ținut minte. Noi avem, nu știu de unde avem noi ideile astea, că dacă un om a murit, ceva cumva să mai poate face. Avem noi niște idei de a noastră, domnule, ceva s-ar mai putea face. Vreau să vă citesc, vreau să vă citesc ce spune Avram aici, zice așa, fiule i-a răspuns Avram, adus aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cererele. Acum el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpaste mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Nu se poate face nimic pentru omul ăsta. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu, da? Dar ascultați prima parte, zice, aduți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune. Știți cine e Avram? Avram e unul dintre cei mai bogați oameni care au fost în Scriptură. Și un bogat din cer îi spune unui bogat din iad problema ta e că ți-ai luat lucrurile bune. Și tu ai zice, măi, cam ipocrit, nu? Păi tu nu ți-ai luat și tu lucrurile bune, Avram a fost dita mai nu? Cum îi spune el Avram? La alt bogat, un bogat, la alt bogat, tu ți-ai luat lucrurile bune, asta este, ești în chin. Nu asta îi spune Avram. Avram îi spune cu alte cuvinte, tu ți-ai luat doar lucrurile bune de pe pământ. Tu ți-ai luat doar lucrurile materiale. Asta a fost problema. Și n-a fost, cum am spus de la început, n-a fost interesat de Dumnezeu, n-a fost interesat de oameni și așa mai departe. Și un adevăr pe care trebuie să-l ținem minte cu toți aici este că există o separare totală, definitivă, între locul de fericire și locul de chin. O separare totală. Nu există niciun transfer acolo. Vă rog să-l ascultați pe Avram. Vă citesc din nou să vedeți ce clar e Avram. Zice așa, pe lângă toate acestea, între noi și între voi. Sunt două categorii, noi și voi. Vedeți, sunt mulți și într-o parte, mult și în alta. Între noi și între voi este o... Ce este? Știți ce spune Biblia? Nu deci ce este un prag mare. Zic unii oameni, nu știu dacă ați auzit. Eu aș vrea numai să avem în pragul cerului. Nu îmi trebuie mie să mă duc acolo în față. Nu, domnule, eu sunt un om smerit așa. Dacă am venit și stau în prag, îți liniști. Stau o veșnicie în prag, nu e nicio problemă. Nu îmi trebuie să fiu acolo în față, unii sărbătoare mare, mulți În prag. Și după capul unor oamenii cerul îi adu și între, este un prag acolo și după aia prăpastă. Dar vreau să vă spun ce spune Biblia. Ascultați ce spune Biblia, da? Zice așa, pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare. Nu este un prag mare. Că atâția români vor să stea în prag, că pragul ăla ar trebui să fie mai mare decât cerul. Mulți, toată lumea vrea în prag, nimeni nu vrea să fie, toată lumea, nu am prag, nu am prag, nu există niciun prag. Îi ceru, îi, raiu și zice că, îi ceru și zice că iadul și zice că între aceste două locuri este o prăpastie mare. Și ascultați aici. Așa că, cei ce ar vrea să treacă de aici, la voi, sau de acolo, la noi, ascultați. Cei ce ar vrea să treacă să nu poată. Nu vreau să jignesc pe absolut nimeni. Și vă spun, mai ales la o mormântare, să vreau să jignesc pe cineva. Dar trebuie să vă spun adevărul din Biblie. Cine vă spune. Că se poate trece dintr-o parte în alta, vă minte, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu spune că nu se poate trece. Trecerea în cer se face de pe pământ. Când îți câștigi, să zicem, cetățenie aici, dincolo numai. după, după nu-ți mai dă nimeni nicio cetățenie pentru cer. Acolo, dincolo, vezi doar prăpastă mare între două locuri. Nu se mai poate face nimic, dar acum se poate face. Și de asta, de, de asta ne ocupăm de Cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi zice el în versetul 20, mi se pare interesant cum zice el, fieți milă de mine. Un bogat care n-a avut niciodată milă, în iad cere milă. M-a cocerut milă cam târziu. Biblia, Domnul Iisus Hristos ne dă o altă imagine la un moment dat, zice, s-au dus doi oameni la templu. Să se roage. Un, bo, un, fariseu și un vameș. Fariseu era un om religios, ca un preot. S-a dus acolo să ruga, să lăuda el înaintea lui Dumnezeu. N-am făcut, n-am dres, am postit, nu știu ce au mai făcut el pe acolo. Și îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca vameșul acesta. Și vame, și zice, Scriptura stătea de departe, se bătea cu pumnul în piept și spunea lui Dumnezeu simplu. Ascultați. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, spune că om acesta păcătos s-a dus acasă socotit de prihănit. Dumnezeu i-a șters toată datoria păcatului. Pentru că s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. Și a recunoscut păcatul. N-a venit cu infatoare înaintea lui Dumnezeu, cu ignoranță. Și Dumnezeu i-a iertat tot păcatul. Dumnezeu are milă de oameni. Că poate auzind cuvintele acestea, a spus, măi, nimic ca milă la Dumnezeu. Iad, 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 iad de la cap la coadă. Nu! V-a spus, sunt oameni în cer. Dumnezeu are milă de oameni. Și știți de care are milă de oameni? Pentru că acum Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem la El. Dumnezeu are milă de oameni. Pentru că un ticălos când s-a dus înaintea lui Dumnezeu și se bătea cu pun în piept, sunt un ticălos, Doamne, sunt un nenorocit. Nici n-am curaj să ridic capul înaintea da? ta. Dumnezeu l-a iertat. I-a arătat milă. Dar acum e perioada de milă. Există un moment în care nu mai există milă. Dincolo nu se mai dă milă absolut nimănui. Asta ne arată cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, în versetul 28, zice el în 27 și 28, mai are el o rugăciune, zice rogu te dar părinte Avrami să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, că ce am cinci frați. Cinci frați. Mai avea, el murise și mai avea cinci frați de-a lui care nu murise niciunul dintre ei. Erau acasă. Și zice așa, să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și în ei în acest loc de chin. Și ce e interesant? Nu știu dacă ați auzit oameni care nu cred în iad. Eu am întâlnit oameni care zic că eu nu cred, domnule, că există așa ceva. Nu cred! Acum, faptul că eu nu cred că există un loc nu face locul ăla inexistent, nu? Eu, de exemplu, pot să cred că nu există America. Există America sau nu există? Există! Un lucru există sau un loc există sau o persoană există dacă eu aprob sau nu. Acum știți ce e interesant? că deși sunt oameni pe pământ care nu cred că există iad, niciun om din iad nu crede că nu există iad. Niciunul nu mai are vreun dubiu. De ce? Pentru că este acolo, a ajuns acolo. Și acum omul ăsta din iad spune, fii atent, eu îmi cunosc frații mei că sunt la fel de îndărătni și necredincioși ca mine, te rog, trimite pe Lazar să le spună la ăștia că știu că sunt exact ca mine, ăștia nu cred. Să le adeverească, adică să îi încuvințeze, să-i convingă. Mă, este un loc din ăsta. Este un loc din ăsta. Și avramul refuză și de data asta refuză și data asta. El să roagă de Avram, cere milă, nu i se dă. Nu i se dă pentru că mila se dă pe pământ, rugăciunile sunt ascultate pe pământ. Sunt ascultate pe pământ. Zice el aici să adevărească acest lucru ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Deci omul ăsta credea că puteai să nu ajungi acolo, nu? Dacă eu te-aș trimite și spune, mă, fii atent, că vine după mine cineva, vezi că este o groapă, nu știu, la barza, o să poată ăștia acum, mă, domnule, și nu se vede după curbă groapa. Te rog la ăștia care vin după mine, du-te și spune-le că este groapa, da? De ce spun lucrul ăsta? Pentru că eu cred că dacă tu te duci și le spui și avertizezi că la curba aia sau după curba aia e o groapă, oamenii ăștia o să încetinească și o să fie atenți și nu o să pice în groapă. Asta face bogat aici. Du-te și adeverește -i, -i, i ca să nu ajungă și ei în acest loc de chin. Și Avram zice nu. Nu, și te întreb, de ce nu, domnule? ce e rău să fi via laser? M-am gândit de multe ori. Ce ar spune dumneavoastră să învieze acum sora? Nu crezi că ar auzi toată lumea? Cred că s-ar face aici coada de pe lume. N-ar mai ține lumea con nici de măști, nici de restricții, nici de nimic. Să facă Dumnezeu o înviere. Ar fi... Toată lumea ar fi buluc aici. Toată lumea ar fi buluc. S-a făcut o minune, o înviere, nu? Și asta zice bogatul. Ha, s-ar face o înviere, s-ar pocăi ăștia. Așa tot predici din Biblie, cine să pocăiască? Dacă s-ar face o înviere, ia zice, ia zice, zice. Am cinci frați. Să se ducă la azi în casa tatălui meu să le adeverească aceste lucruri. Și au zis răspunsul lui Avram. Au pe Moise și pe proroci. Știți ce sunt Moise și proroci? Biblia. Aici e Moise și proroci. Zice, au pe Moise și proroci să asculte de ei. E suficient. Nu le trebuie nicio viere, nimic. Și asta vedem în zile de astăzi. Dacă predici cuvântul lui Dumnezeu clar, care ne spune care e calea mântuirii, oamenii nu se, nu se îngrămădesc. Dar dacă e, e ceva spectaculos, toată lumea e grămadă acolo. s trași oamenii ca albinile la flori, ca să nu dau alte imagine. Așa s trași oamenii, de lucruri spectaculoase. Și Avram nu vrea ca să, să, să dea de înțeles, nici nouă, Dumnezeu nu vrea să ne dea de înțeles că ar exista o cale de mântuire prin lucruri spectaculoase. Că știți de ce? Dacă ar mântuirea fi prin lucruri spectaculoase, cineva ar putea să zică, da, da, mie nu mi-ai dat minuni. Că dacă îmi dădeai, mă pocăiam și eu. Nu, Avram ziceau pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Să asculte de ei. Și Scriptura ne spune că Moise și prorocii vorbesc despre Domnul Isus Hristos. Domnul Isus după ce a înviat și a luat doi ucenici, sau s-a dus după doi ucenici pe drumul Emausului și a început să le tălmăcească, zice, din proroci, din Scriptură, de peste tot, toate lucrurile care erau cu privire la el. Toată Biblia vorbește despre Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, și despre calea pe care Dumnezeu a lăsat-o ca să fim împăcați uh, cu El. Da? Și îl refuză. Îl refuză. Pentru că miracolele nu poate să mântuiască pe nimeni. Dar Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, predicat în puterea Duhului Sfânt, poate să mântuiască. Nu, și el zice, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Și ascultați-l pe omul ăsta, zice așa. Din iad, din locuința morților, din chinuri. Nu părinte Avrame, a zis el. Și dacă ar învia cineva din mort se vor pocăi. Acum eu venit gândul la pocăință. Spune astăzi omului de pocăință. A, pocăiți, vreau că știu eu de ei. Și adevărat că sunt o grămadă de pocăiți care sunt vai și de ei. Care spun că sunt pocăiți, dar nu sunt pocăiți. Că pocăința asta înseamnă lepădare de păcat. Lepădare continuă de păcat. Așa este. Dar în ea de preocupat de pocăință. Zice, nu, că dacă o să fie un miracol, o să se pocăiască. Deci știa ce trebuiau să facă. Că mulți oameni ar n-am ce să fac. Uite că știa. Știa? Zice, dacă ar face un miracol, s-ar pocăi. Și Avram zice din nou la final, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Ce credeți? Ar crede oamenii dacă ar învia cineva din morți? Ce părere aveți? Puteți să ne răspundeți. Dacă ar învia cineva din morți, credeți că s-ar pocăi toată planeta asta și ar veni toți la picioarele lui Dumnezeu aruncați înaintea lui și zice Doamne, acum ne recunoaștem păcatele, îl recunoaștem pe Fiul Tău și vrem să fim mântuiți. Credeți că ar face oamenii asta? Nu! No! N-ar face. Știți de ce vă dau un, un discurs pe care îl, îl am de fiecare dată cu o grămadă de oameni. Îl întreb, tu crezi în Dumnezeu? Da, cred. Dar dacă ar fi să mori acum, unde te duci? Știți ce îmi răspund oamenii în proporție de 99%? Dar cine știe să o întorci cineva de dincolo? Pe cum, omule bun? Te-am întrebat prima dată dacă crezi în Dumnezeu? Și la 5 secunde distanță îmi spui, da, cine știe? Să o întorci cineva de dincolo? Și ce? s a întors cineva de dincolo. Ca asta zice bogatul aici. Dacă s-ar întoarce cineva de dincolo, a, da, așa s-ar pocăi oamenii. Întrebare pentru dumneavoastră care m-a ascultat. S-a întors cineva de dincolo sau nu? Pe cum nu s-a întors? Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, nu s-a întors. Nu a murit și după aceea noi spunem și în fiecare an avem dita mai sărbătoarea în care spunem că cu moartea pe moarte, călcând și celor din morminte viață dăruindu pentru că El a înviat, a murit și a înviat, s-a întors de dincolo. Cum s-a întors? Și deși s-a întors de dincolo, unii zic, a, pe păi cine știe? Vedeți, nu s-ar, oamenii nu s-ar întoarce. Nu, un om obișnuit s-a întors. S-a întors Fiul lui Dumnezeu de dincolo. S-a întors Fiul lui Dumnezeu de dincolo. Și moi se zice așa, locul ăsta de chin, când n-aș vrea să vă las așa cu o atmosferă din asta depresivă, descurajantă, locul ăsta de chin se poate evita. Se poate evita ascultând cuvântul lui Dumnezeu. Se poate evita. Dumnezeu, în cuvântul lui, ne spune care e calea. Noi avem, vedeți, pe biblile noastre avem câte o cruce. De ce avem cruce pe Biblie? De ce țara asta e plină de cruci? V-ați gândit vreodată? De ce avem cruci pe morminte? Pentru că vrem să ne aducem aminte, nu? Așa ar trebui. Să ne aducem aminte de Mântuitorul nostru care a murit la cruce. De ce a murit Mântuitorul la cruce? Prim Mântuitorul la cruce pentru că noi toți, de la primul și până la ultimul, de la Adam până la ultimul om care a trăit pe suprafața Pământului, suntem păcătoși, vinovați condamnați înaintea lui Dumnezeu și ne naștem cu direcția spre iad. Așa ne naștem. Și viața noastră e atât de fragilă, atârnată de un fir așa de subțire de ață, că la orice fracțiune de secundă s-ar putea întâmpla ca Dumnezeu să zică a ajunge. Tăiat firul, ai plonjat în iad. Mântuitorul nostru a murit pentru noi ca să ne dea viață veșnică. El a murit ca să plătească pentru păcatul nostru. Și noi toți care suntem aici, noi toți care suntem aici suntem invitați. Dumnezeu are brațele largi deschise, nu în iad, aici, aici, în căldură, sau în răcoare, sau oriunde am fi, are brațele întinse spre noi și prin Isus Hristos ne spune, veniți la mine, veniți la mine, astăzi trebuie să vă împăcați cu mine, nu mâine, nu poi mâine, că ziua de mâine nu e a noastră, nici ceasul următor nu e a meu. Este un favor pe care Dumnezeu ni l face ca să nu ne ducem în locul de chin, ci să ne ducem în fericire cu Dumnezeu. Dar de ce te-ar obliga Dumnezeu să te duci în rai dacă ție nu-ți place acolo? De ce să te ducă Dumnezeu lângă niște oameni lângă care nu ți-a plăcut toată viața să stai? De ce să te aducă Dumnezeu în prezența Lui când niciodată nu ți-a plăcut de El? Așadar, doar cineva care înțelege lucrurile astea îți doar două căi, doar două destinații, iad sau rai și între acestea două diferența o face Domnul Iisus Hristos care a murit pentru păcatele noastre ca să ne răscumpere și să ne câștige pe, pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu ne pune pe o cale grea Știți cum e? Dacă aș fi spus, dacă ai spune oamenilor, fi atent care e calea mântuirii. Calea mântuirii e de aici de jos, de la coastă, să vii în genunchi până aici la Lupulescu în fața porții și cine vine în genunchi, vei fi mântuit. Ce crezi că ar face oamenii? Ar fi pelerinaj aici. Ar fi pelerinaj, vă spun. Oamenii ar merge și ar juli genunchi numai să fie mântuiți. Când le spui oamenilor, oameni buni, nu puteți să faceți nimic pentru mântuirea voastră. A făcut totul Isus Hristos. Ei zic, era altceva. De contribuit. Pentru că așa suntem noi, vrem și noi să punem umărul, să avem și noi puțină slavă. Și Dumnezeu nu o împarte cu nimeni. Așadar, invitația aceasta este pentru noi. Pentru cei buni, pentru cei răi, că unii să cred și buni, invitația este aceeași. Hristos ne cheamă pe toți să le pădăm faptele noastre bune care sunt mânjite de fapt de păcat, relele noastre și să ne întoarcem la El. Și eu vreau să închei cu o, cu o parte dintr-o poezie scrisă de Costache Ioanit, care se numește Tâlharul poate una dintre cele, pe lângă pilda asta, ar fi una dintre cele mai cunoscute întâmplări din Biblie. Știți, Domnul Iisus este pe cruce, e un tâlhar la dreapta, unul la stânga și unul dintre ei deodată se deșteaptă. Se deșteaptă. Măi, e grav. Mai are câteva minute, cine știe, din viața lui și chiar mai avea câteva minute și zice, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Vreau să vă întreb, vi se pare complicată rugăciunea asta? Bine, toate rugăciunile de mântuire din Biblie mi se par foarte simple. Unul să bate cu pumnul în piept la templu și zice, ai milă de mine păcătosul, Dumnezeu îl iartă. Un tâlhar după ce un criminal, un hoț, un badnit, după ce a prăduit atâția oameni, zice, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Mi se pare fabulos ce spune Domnul Isus. Domnul Isus pe cruce, să uite la el și spune, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Atâta de simplă e mântuirea. Astăzi vei fi cu mine în rai. Și închei cu câteva versuri din poezia aceasta care spune așa. E la finalul vremurilor, așa e descris aici. Zice așa. Și târziu când paradisul s-a închis cum un lin, printre stele către poartă vine încet un biet străin. Ochii lui sunt plini de frică, părul în frunte, fața suptă. Peste trupul plin de sânge poate o, poartă o cămașă ruptă. Ce vrei tu? îi spune unul dintre îngerii străjeri. Cine ești? îl mai întreabă iscodind cu ochi severi. Eu? răspunde încet străinul copleșit de un oftat. Sunt un păcătos din lume. Nu știu să fi fost păcat să nu-l fi făcut în viață. Am ucis, am jefuit. De copil m-a prins o vrajă de pahar și de cuțit. Mă țineam ascuns în peșteri și pândeam pe cei bogați. Sângele curgea ca apa, apoi galbenii prădați. Mi luau toți cârciumarii și femeile pierdute și cădeam în zori pe o vale între brusturi și cucute. La altare n-am adus jerfă, nici o mierlă de când sunt. N-am știut de rugăciune. N-am avut nimic ca sfânt. O putere, un balaur îmi dădea brânci să biau, să prad. Vai, destul! Strigă străjerul. Locul tău e acolo în iad. Și cu mâna lui întinsă, i arăta în jos sub cer, într-o gaură de întuneric, flăcări vii într-un crater. Se uită în grozi străinul, iar apoi încet șopti. Da, acolo. Dar ascultă, înainte de a muri, o sândit fiind la moartea cea mai grea, mai blestemată. Țintui pe lemnul cruce, am văzut hulide de gloată, un profet murind alături. Ba mai mult ca un profet. Nu era un om din lume, ci sub fruntea de nămet îi plutea în ochi o pace și o dumnezeire în grai. El mi-a spus privind în fața azi, vei fi cu mine în rai. Și acum o întrebare, un cuvânt mai am de spus. Dacă tot ce văd e raiul, nu-i pe aici acel Iisus? O, oh, Iisus! E aici în slavă. Tot ce vezi îi aparține. Dar de ce ți-acoperi fața hohotind? Sau plângi străine? Rogu-te o vorbă numai. Nu mai știu cum să-mi spun amarul. Dacă e Iisus aici, spune că a venit tâlharul. Vino, poarta e deschisă, Domnul îi vorbește în prag. Îl privește lung tâlharul, pași înapoi se trag. E Iisus acest arhanghel în veșminte scripitoare. Părul nu e al lui, nici brâul, nici cămașa de nisoare. Dar privirea blândă, ochii, el e, și a căzut grămadă. Cum? Dar cine îl ridică? Ochii lui nu pot să creadă. Doamne, sunt murdar și în zdrențe. Sunt. Și și frânse vorba în dinți. Eu haine de lumină? Eu tâlharul printre sfinți? Și luându blând cu sine strălucindu-l voievod, lângă tron ducându zise, el mi-a fost întâiul rod. Și acum să știe oricine. Unde a intrat tâlharul, nu-i pe lume om să creadă să nu îl primească harul. Nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința. Nu este nimic ce Domnul nu poate să ierte. Unul singur nu se iartă și acela e necredința. Necredința. Niciun om nu poate să spună, Domnule, ne-o zis de iad, ne-o spăriet pe toți și ne-am dus acasă deznădăduiți. Nu că încheierea e glorioasă. Și un tâlhar, dacă ai fi, și ai venit la Domnul Isus Hristos, este un cuvânt în Ioan care spune așa, pe cel ce vine la mine, zice Isus, nu-l voi izgoni afară, ca să ne lase pe toți fără scuze. Cine se duce în iad, să știți, se duce, cum zicem noi românii, pe barba lui. Cine se duce în cer, se duce în cer pe jertfa Domnului Isus Hristos și pe ceea ce Isus a făcut pentru el. Invitația este deschisă să venim la Domnul prin Domnul Isus Hristos ca să fim mântuiți. Amin.